Imagini spectaculoase. Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a citit duminică o parte din slujba care s-a ținut la Catedrala Patriarhală, îmbrăcată în Dolce & Gabbana. Omul de afaceri a apărut în catedrală îmbrăcată în haine scumpe, afișând o ținută sport de la Dolce & Gabbana. Becali este cunoscut pentru apropierea sa de biserică, dar și pentru faptul că a ridicat mai multe biserici în România. Tot el este unul dintre principalii finanțatori ai Catedralei Mântuirii Neamului. Omul de afaceri Gigi Becali a citit Psalmul 50. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spăl de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucura se vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mie, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele, bucura se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerenită, Dumnezeu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății. Prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Una din bisericile ctitorite de Becali este mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, pe pereții căreia tronează o pictură de mari dimensiuni cu el, soția, mama și cele trei fete ale sale, lângă Iisus Hristos, Sfântul Ioan Teologul și Sfânta Marie Magdalena.